40 de preoți și angajați ai protopopiatul Ionești au donat astăzi sânge la Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Luca al Crimei din municipiul Onești. Acțiunea s-a desfășurat în cadrul noii campanii de donare de sânge intitulată Întinde o mână și dă o șansă vieții. Donează sânge! Activitatea, desfășurată de protopopiatul Onești în colaborare cu Centrul de Transfuzie Bacău, a avut loc la Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Luca al Crimei din municipiul Onești. Clericii și angajații protopopiatului au dorit astfel să vină în ajutorul semenilor care au nevoie de sânge. Este o activitate ce ține de filantropie și de un ajutor concret pe care preoții prin donarea de sânge l-au făcut. Mulțumim cadrelor medicale din Spitalul Dr. Luca, care ne-au sprijinit în sensul acesta, și tuturor celor care s-au implicat, în așa fel încât și noi, ca protopopiat, să ne scrim în această activitate a Patriarhiei Române, în care donarea de sânge este un fapt concret ce ajută pe cel aflat în suferință și în necaz. Este nevoie de sânge, după cum este nevoie de apă, este nevoie de o faptă bună, și lucrul acesta încă o dată arată vitalitatea Bisericii noastre ortodoxe. O echipă de preoți din Protoieria Onești, împreună cu câțiva angajați neclericali și câțiva credincioși disponibili și cu dragoste față de aproape, pentru a dona sânge, ajutați de cadrele medicale de la Centrul de Transfuzie din Bacău. Este o datorie cetățenească în primul rând, este și o datorie morală și una spirituală, ca de la sângele sangvinic fiziologic, la sângele euharistic, să împărtășim cu ceilalți care se află în nevoie, în neputințe și în necazuri această esență sau acest element vital pentru viață. Este vorba despre o acțiune de donare de sânge care se repetă de 4 ani încoace, an de an, împreună cu preoții din protopopiatul Onești și cu o serie de apropiați ai dumnealor care vin și donează sânge la noi în spital pentru pacienții noștri, chiar dacă sângele acesta se redistribuie prin centru de transfuzii, în esență și în final, el ajunge tot la pacienții noștri. Protopopiatul Onești va organiza în viitorul apropiat și alte acțiuni de donare de sânge.